Vreau să-i felicit pe organizatori pentru faptul că au pus pe agenda discuțiilor teme foarte importante și aici una dintre ele e ceea ce înseamnă televiziunea digitală și radio digital, una dintre provocările pe care România le are în viitor. Am venit cu mare plăcere la această acțiune, având în vedere și faptul că pentru aproape un an am fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor cu același ministru de astăzi și știu ce importanță are pentru guvern și pentru Ministrul Comunicațiilor această temă. Sunt sigur că astăzi veți discuta despre lucruri foarte importante, atât pentru prezent cât și pentru viitor, și sunt sigur că veți găsi căi de dezvoltare a comunicațiilor în România. Alcatel Catrain este probabil unul dintre cei mai importanți angajatori din județul Timiș și unul dintre actorii principali în acest domeniu. Sunt sigur că împreună cu dumneavoastră veți dezbate aceste teme și veți găsi soluții pentru România viitorului. Sper ca ceea ce veți vedea în Timișoara în aceste zile și ceea ce veți vedea și la Catrain în aceste zile să vă facă să vă plecați mai mult către Timișoara și să vedeți potențialul pe care Timișoara și Timișul îl au în această direcție.